care a venit aici. Bă, vine cu plăcintă, de fiecare dată. Exact, este. Aveta Bogdan este aici. O țin bine, dacă mi-ar fi spus cineva că și frige tabla asta, tabla, vă rog, doamna Saveta. Doamne, de ce eu mă știu pe dumneavoastră? Vă treceți prin fața mea. Mi-aduc aminte când a trecut trenul prin fața mea. Luați un loc acolo, vă rog frumos. O pun. Dar să văd dacă știi să o tai cămăruță. Credeam că îmi spune să văd dacă știi să o pui. Așa, dar... Așa. Unde deci, ești, măruță? Unde cum... e? Aici, în spatele dumneavoastră, sărumâna! O să fie bine și acest... Bine, măruță! Ia uitați-vă în spate! În spatele dumneavoastră, măruță! Uitați! Dacă ai ști ce plăcintă am făcut cu dovleac, bă, ai de mine și de mine! Ia să vedeți, doamna Saveta, dacă îi dați un cuțit lui Magito, dacă știe el să taie plăcinta, dar... așa cum... Stați un pic, doamna Saveta. Ia dați un cuțit, nu-i spuneți nimic să vedem cât se descurcă. Dar nu o să-l folosesc pe ăsta. O să-l folosesc pe ăsta. Doamna Saveta, pentru că ați venit cu acest... Ăsta e făcut de dumneavoastră? Da. Nu, serios? Da, e costum de la mie, de la Bisa Năsău, de la St. George, băi. Eu sardeleancă. Dar nu te să-mi spuneți, băi. Așa. Așa. Vă rog, așa se zice la, așa, la mine, perfect, acolo. Perfect. Haideți, vă rog frumos, să tăiem această plăcintă. Ia să te văd dacă știi să o tai. Puteți să faci... Puteți să faceți un pic de suspans. Haideți, păi haideți până tai plăcinta. Faci tu, continuați. Nu știe, măruță. Ce nu știe? Stați, doamna Saveta, puțin, să vedeți cum tai plăcinta. Da, da, păi eu tai cu un m... Care pleacă de aici, că este cățelul meu? Uitați cum se taie plăcinta. E cățelul meu, să-mi trăiască, mulțumesc foarte mult. Plăcinta se taie în formă de M de la Cătălin Măruță. Pentru că el nu este aici. Uitați, stimați telespectatori, deci un M mai bun nu puteam să scot. Și acum... O să... Eu cred că mâna ăla totuși e de la Magii tot, care e cam ascuțit în colțuri. Vreau să vreau spun... să gust, să vezi, doamnă, cum e. Deci nu că o să gust, o să... Stați un pic, e cu dovleac? Să... Cu dovleac, da. Eu sunt alergic la dovleac. Deci dacă mă umflu lângă dumneavoastră, chemați albarea. Las că rămân eu. Atenție. Deci aceste triluri pe care... Atenție, doamnă. Ia uite câinele, vine. Da, deci putem să facem Arșinel și Stella, Magii și Save. Așa, bun, atenție. Ia. Cătălin, vreau să mă uit în cameră, dacă se poate un prim plan. E în spatele nostru. Da. E, doamne, cât de bune. Doamne. Păi mie spui. Păi cu dumneavoastră vorbesc, da. Păi ce veniți de... o doamnă cu plăcintă? Păi mă lasă, mă ajungi ca doamna aia. Doamne, cât de bună este. Iar mie nu-mi place plăcinta. Vă dau cuvântul de onoare că mie nu-mi place plăcinta cu dovleac. Da. Dar asta este foarte bună. Da, pentru e că super. De la St. George, băi. Da. Jumate întotdeauna merge în regia de emisie. Vezi că avem un lift acolo. Știu cum merge jumătate. Știu, Cătălin, dă-mi voie. Eu am avut un unchi care tot timpul avea jumătatea cu el. Deci știu cum este treaba cu jumătatea. Este foarte bine. Doamna Saveta, când ați fost ultima, ideea este că de, mai țineți minte când ați fost la noi ultima oară? Aici? Îl cheamă aici. Pe câine. Îl ba, cheamă da, Preș, știu. El este Preș. Da, a venit lângă mine că mă iubește, are, simte sufletul simte... meu, măi. Știi ce? Ia luați-l de gât, doamna Saveta. Da, luați-l de gât și puneți-l la pământ. Așa. Când ați fost la noi, la un moment dat, la noi, așa? Eu sunt invitat, ați avut la băiatul ăsta de pe ecran. Care băiatul ăsta? E febleța mea. E măruță. E febleța mea. Lăsați că dacă mergeți la cineva în emisiune, ăla e febleța. Bun, dar nu contează. Nu, no, no, no. El e numărul 1 în viața mea. Sunteți căsătorită? Am fost, dar am divorțat. Ați fost căsătorită și dacă ați fost căsătorită și ați divorțat, e clar, da. Cătălin este... Să știți că nu sunteți singura femeie din viața lui Cătălin Măruță. Păi, dar nu m-am referit la asta. Ah, ok, ok. Păi a spus că e feblețe. Ce vreau să vă spun? Păi feblețe, asta e altceva. Ideea este că, pe lângă... Eu iau pentru această emisiune 100.000 de euro. Și mi s-a mai propus un bonus de 50.000 de euro. Nu mai ziceți așa că vă crede cineva. Păi, nu, să nu-l credeți, că nu e adevărat. Mi s-a mai propus un bonus de 50.000 de euro. Așa. Vă spun imediat de ce. Haideți mai întâi să vedem următorul material, să-și aducă aminte publicul ce s-a întâmplat când ați fost aici în platou la un moment dat, după care o să revenim. Așa, așa. Să intre materialul. Ia tot. Țineți bine, da? Doamnă, țineți bine de aici, păi țineți de aici, bine. Hai să ducesc aia. Așa, ia. Închiți-o, da?
Haideți, doamnă, poate al cincelea le reușim. Haideți odată. Țineți bine. Hai. Și să cânte. Da, dar tot. Tot. Așa, ia. Trageți în piept. Așa, ia, zice-te. Nu mâncați balonul, doamnă, nu. Așa, vă suflați. Acum, doamnă. Haideți. Trageți în noastră. Așa, ce ești, bună ziua. Dar nu-l mâncați, doamnă, dă-l, doamnă, iartă-l, mănâncă, mă, mănâncă. Înghițiți, respirați. Așa, hai să dansăm. Înghițiți, zice-o ceva. Bună ziua. Nu merge. Păi nu deschideți gura, înghițiți aerul. Da, valeu, dar ce rece. Telespectatorii și-au adus aminte despre ce este vorba. Așa, doamna Saveta, eu sunt magician. Și ideea este că primesc un bonus de 50.000 de euro dacă reușesc să duc la bun sfârșit ce nu s-a întâmplat data trecută. O să te rog frumos, Greta, dacă... Deci, doamna, chiar trebuie să faceți ce vă rog eu, vă rog, este foarte important. O să le lăsăm aici. Eu sunt un pic speriat de baloane, că am fost la o petrecere mai de mult și după petrecere s-a spart un balon și am fost stresat o săptămână. Atenție! Cum se desface asta? De aici pur și simplu? Cu foarfeca? Am foarfecă pe masă. Foarfecă. O să facem în felul următor. O să vă rog frumos, trebuie să vreau să vă concentrați. Eu sunt și magician. Bun, așa. Stați un pic. Ăsta este balonul dumneavoastră. Dar mai chiar vă rog să faceți ce vă rog, pentru că deci sunt Cătălin, Cătălin, nu te mai văd din cauza baloanelor. Ba, să da. Aici. Problemă. Îl țineți? Așteptați. Dar cred că tu vei reuși. Așteptați. Așa, să-ți iau și eu un balon. Da, un moment, să iau și eu un balon. Nici nu mai știu când am făcut asta cu baloane. Așa, atenție. Dați afară tot aerul din cor. Deci faceți asta. Da, luați balonul. Da, ați făcut, și ați luat din nou aer. Deci dați, nu mai faceți nimic. Păi crezi că eu știu, acum am învățat. Păi ce cred că am mai făcut o de astea de atunci de când am fost măruță. Facem o magie și acum putem să... Deci fac magie de 17 ani. Dacă ia să văd dacă ești în stare să faci mie magie. Că eu acum. Nu prea... Mi-a făcut, nu am reușit deci nimeni să fac. Ați spus că sunteți divorțată, vă fac magie. Doamne, atenție, vă rog frumos. Deci dați afară tot aerul. Așa. Și... Ați înțeles? Nu este deloc greu. Deci nu mai faceți așa că dați afară tot aerul, după care puneți asta la guriță și heliul o să intre automat în corp. Trageți în dumneavoastră. Doamne, așa, și, deci dați afară aerul, dați afară aerul. Ia, haideți, doamna Saveta, hai că puteți, doamna Saveta. Și, hai, lăsați-i să se desfășoare. Hai mă că nu pot. Doamne, deci nu vreau, mai facem, dar vreau să aveți încredere, înțeleg. Ce culoare preferați? Orice, nu contează. Doamne, credeți-mă că știu. Credeți-mă că știu. Cum ar fi să avem baloane cu gust de plăcintă de doblaș. Atenție. O să luăm alb, pentru că așa este și sufletul lui Cătălin, pur. Încă o dată, doamna, dar vă rog, așa, în loc să trageți aer, trageți aer din balon. Dați afară tot aerul. Nici o grijă că nu pot. Ba, trebuie să... puteți, doamna, deci, Saveta, nu arătați există, că nu există. Nu pot, măruță, ce crezi? Există, nu crezi vreau. Că dau eu 50.000 cât azi păi de euro? Că vreau să împărțim. Dacă reușim, adică să iei atâta și să iei atâția euro și eu să-i fac lui. Atenție, punem ăsta la gură. Scoate. Aș putea să înregistrez asta pentru ringtonul meu pe telefon. Atenție, ceva, o să mă umpleți de bani. Ascultați-mă ce iau. Deci, nici mai are rost, nu mai are rost să facem asta, că e așa. Stați un pic. Deci, încă o dată, ducem, dă mai aerul afară. Vă rog, hai. Nu mai râdeți. Balonul la gură? Care balon? Hai că puteți, doamna Saveta, puteți. Măruță, nu pot nici pe 100 de ani. Nu mai spuneți că nu puteți. Nu mai haideți și trageți aer din balon. Liniște. Lăsați-l moale. Și țineți balonul, ușor. Înghițiți aerul. Zice ceva repede. Eu cred că doamna Saveta a luat heli înainte să vină cu mine, aici. Deci, cu mine pierzi pariul ăsta. Dar n-avem ce face, doamna Saveta, pentru că n-ați mai putut să faceți asta. Le-am spus pe toate.